Te vezi foarte tare. Și eu. De ce vă bucurați cel mai tare de fântână? E aproape inogradă și nu mă mai duc să beau apă cu mizerie. Hei, vă salut! Suntem acasă la Sorin și la Găbița, iar astăzi vor avea parte de mai multe surprize pe parcursul zilei. Deja prima surpriză a început. De la ora 8:30 lucrăm la fântână, săpăm fântâna. Vor avea mai multe surprize frumoase astăzi și vă mulțumim frumos pentru că ne dați posibilitatea să creăm asemenea cadre și să ajutăm astfel de copii. Poți să avem și noi să bem apă curată? Din partea aia nu s-a mai putut. Suntem foarte bucuroși. Acum este mai aproape să luăm apă. De aceea că ai apă de joc, ai? E și mai ușor, nu trebuie să ne mai aplecăm, nu mai dăm din mână. Cum e capul? Fericită, bucuroasă. Când ai văzut că trece cu vântâna cu tuburile, treci cu vântâna. Nici cuvinte nu mai am spus. Vaca, abia aștept. Abia sigur e vaca. Vaca! 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 Ce ți-o plăcut cea mai mult dintre darurile primite astăzi? Porcul și vaca. Da? Și fântâna. Eu mi-am dorit un păr mititel și m-a ajutat Dumnezeu și am trei. Unul mare de 170 de kg și doi mititei. Te vezi foarte tare. Și eu. Aici mama făcea mâncare. Dar schinuia pentru că era crăpat. Uitați că se vede și pe acolo. Dacă ne-a adus aragazul, nu mai gătește la sobă, gătește la aragaz. Uite, aici are grătar, tavă pentru prăjituri, pentru tot felul. Tot ce ne dorim. Are și alarmă. De ce vă bucurați cel mai tare de fântână? E aproape inogradă și nu mă mai duc să beau apă cu mizerie. Ce s-a schimbat în fântâna dumneavoastră odată cu venirea vacii? Aproape toate s-au schimbat. Odată cum era, ne căvăți, n-a zis multivitate, acum mulțumim lui Dumnezeu. Ați început să gătiți ceva cu laptele, văd că aici în spate deja e pus un caș. S-a schimbat lucrurile. Eu acum ar trebui să calc cu găleata. Am uite, umpliu butoaiele cu cuțiuri, cu apă. Doresc să amintesc câteva lucruri cu care această familie a fost ajutată și, în primul rând, ei și-a dorit o vacă și o fântână. Dincolo de aceste lucruri, am reușit să mai ajutăm această familie cu lemne pentru foc. Am cumpărat lemne în valoare de 3.000 și ceva de lei, un porc de 170 de kg, cum a fost cumpărat și doi purcei. Pe lângă acestea s-au făcut și remene pentru mamă, ochelari pentru mamă, ochelari pentru Gabi, pentru că avea probleme cu vederea. Ea urmează să meargă din nou peste 6 luni ca să vadă care este starea ei de sănătate, să vadă cum a evoluat lucrurile. Am reușit să aducem copiilor ghiozdanele cu rechizite pentru școală, să le cumpărăm încălțăminte și alte lucruri de care ei aveau nevoie pentru a merge la școală și pentru a avea o creștere cât mai frumoasă. De asemenea, și pentru mama a fost o trecere frumoasă de la plită, pentru că acolo gătea la sobă și acum are un aragaz cu butilie, cu cuptor și îi este mult mai ușor să gătească pentru copii. Și în final, copiii au avut parte de o excursie frumoasă la Palace, la Iași. Acolo am servit masa cu ei, ne-am plimbat și am avut un timp foarte frumos. Toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi cu implicarea dumneavoastră.